Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de... De ce am vrut să zic GTA 3? Nu știu, Far Cry 3, bine, ambele jocuri conțin numărul 3, dar mă rog, al treilea joc din respectiva serie. Ce pot spune? Off-camera am mai făcut aici un pic din mapă, după cum vedeți, am mai eliberat niște outposturi, am mai găsit niște turnuri, am făcut și din astea, din crafter sau cum le se zice, să pot căra mai multe arme, muniție și toate cele. Nu știu de voi, dar am avut o zi super frumoasă, deci m-am trezit super bine, n-am avut niciun coșmar de data asta. Și stai, misiune în partea asta, tot frumos. N-am avut niciun coșmar, am prins loc de dimineață în autobuz, minune, cred că n-am mai prins un loc în autobuz de vreo 6-7 luni, cam așa, mă refer când e să plec la școală, nu să vin de la școală. Minune, deci asta e minune dumnezeiască să dea dracu. În casa asta trebuie să intru, deci, hai da, intră. E, tu interact, hai intră. Așa, mi-am bătut joc de colega care... Colega care, da, hai că fac acofonii, care are mereu chestia la ceartă cu toți. De fapt, de două zile îmi tot bat joc de ea. Dacă ea vrea să ia la ceartă cu mine, las că îmi bat eu joc de ea, bun, am aranjat-o. Ne-a dat drum mai devreme că a fost ziua educației. Ajung acasă lejer. Am mai făcut pe cineva să calce într-o balegă. Toate bune și frumoase. Până când să-mi dau jos ghiozdanul și să realizez un lucru. Mi-am uitat geaca la școală. Nu știu cum dracu s-a făcut când am plecat de acolo, mi-am luat ghiozdanul, dar am uitat să-mi iau geaca din cuier. Așa că, ghiciți, cine o să tremure mâine de frig, mâine dimineață, cine, cine, nu vă aud. Nu, serios, nu, chiar nu vă aud. Nu știți cine? Vă spun eu, tipul ăsta. Bine, acum ar trebui să se vadă înspre cine ară cu degetul, dar n-am face-cam-ul pornit. Da, deci ca idiotul mi-am uitat geaca la școală, că de ce nu? Bine, poate vi se pare ceva banal. Dacă e să plecați la 6 dimineața, hai fie 6 jumate când ies pe poartă, că mă scol la 6 de felul meu. 6, 6, 10 cel mult. Deci să vă ieșiți din casă la 6 jumate pe 7-8 grade, cel mult 7-8 grade. Mai vorbim. Așa că... E nasol și de-abia am luat să-mi și o geaca aia. Hai mă, dacă era să fi fost una mai veche de vreo 6-7 luni, mai aici am dat dragi, dar nici o lună n-are. Pe scurt, dacă nu mai găsesc mâine, a dat dracu de geaca, am dat și 2 milioane pe geaca aia și era super mișto. Asta e, dacă nu o găsesc mâine, trebuie să-mi iau alta. Hai că așa cât am vorbit de geaca aia. Location. You want Keith back? Get on the goddamn boat. Find out where the artifact's buried for someone else. Nix it. I'm on your bike. Bike off. În sfârșit o termină. Mamă, până unde mă pune ăsta să merg? Dar poți să zici ce ești mor de bat. Stai mă, până unde ies? Bine, cam fast travel-ul. Slavă Domnului că am făcut o grămadă de outposturi. A, da, mi-am luat și o armă nouă, pe cum vedeți, asta... Ultimul assault rifle pe care l-ai din shop de acolo, nu știu dacă mi-o mai băga și altele, dar nu cred asta. Ok, pe aici văd că intru într-o peșteră, dar nu trebuie să merg. Pe aici cred. E, fain că se aprinde automat lanterna. Ok, nu cred că trebuie să fac asta. Hai să zburăm cu planorul. Urcă-te! Jum! Stai mă, trebuie să mă duc pe vapor acolo. O, stai, nu, nu, nu. Ne, nu pot să mă uit pe ăla, deci... Băzât, pe... Să localizez, da, deci trebuie să ajung acolo. Ok, și cum mama naibii vor așa să ajung acolo? Oare aș putea să mă duc pe uscai să... Nu, nu, nu. Se vede că știu să zbor.
Ok, trebuie să ajung la bordul vaporului ăla sau să-l distrug. Oare mai bine mă puneam pe un mal acolo să trag în el cu sniper în caz că erau unii pe acolo. Dar nu bate sniperul ăsta. Mă rog, n-am zoom atât de mare. Bă, dar mult mai până acolo. A, stai că sunt și sniperi acolo. Uite, e laserul în apă. Că de ce nu? Ia. A, cât sunt pe aici. Ok, hai că nu m-a văzut niciunul. Undeva la adăpost. Vine ăsta încoa? Nu. Ăla se vaită că a rămas fără țigări, frumos. Că n-a scăpat de sniperul ăla. Prea șmecher arma asta, deci nu avea foarte multe gloanțe în încărcător, dar măcar dă un damage foarte mare. Bun, hai că îmi dă și mulți SMG-uri, hai și cu gloanțe de sniper. Bine că ăștia n-au alarme. Ai venit mulți? Păi un tank acolo. Pe ăsta l-aranjăm așa. E mort? Hai că e mort. Mai vine unul, nu-i bine. Orice ar fi, ăsta să nu fie tank. Ia mort, du-te, dracu. Bun. Trăiască șorganul ăsta că dă un damage foarte mare. Cu ce mă vedea ăla? Hai că e bine că ăștia nu știu că mă aflu aici. Poate săream acum în apă. Hai, da, urcă. Ok, și acum un cotro. A, aici. Hai, deschide ușa. Mă rog, tragi de valvă să intru acolo. Off camera, ce vreau să ne-am făcut și din misiunile de vânătoare ca să-mi pot upgrada la maxim unele chestii și... deci ăștia nu știu că mă aflu aici, trebuie să... Mamă, sunt alarme aici. Take down. Am mai luat niște takedown-uri de-astea să pot să-i omor cu... Când le dau takedown să pot să arunc cu grenadă sau cu cuțit în ei. Dar n-am fost atent ce taste trebuie să folosesc. Vinem cu acesta? Sau... Bun, hai că n-am fost descoperit. Totul e în regulă momentan. Bun, le-am scos alarmele.
Mai jos trebuie să mă duc. Încă o ușă. Hai, deschide-o. Poc. Am zburat creierii la flyer. Bine, acum puteam să folosesc take down-ul, dar mă rog. Da, în loc să deschid ușa, o încerc să o tai cu cuțitul frumos, hai. Tragi de valvă. De ce am crezut că ăștia sunt soldați, dar nu sunt niște statuicior, trebuie să fie. Mai luați de aici grenăzi, poc. Mai luați una. Hai, boom. Mai vreți? Stați că mai am. Dacă le-am dat cu molotov, să-i satur. Am distrus tot ce era de distrus pe aici. Ia mă, cumva îi scufund aici sau altă încăpere și... Mă, ce-am distrus tankul ăsta. Chiar că dă damage bun arma asta, ok, hai. Hai să-i hacuim. Direct, consola acolo, ne credem în Matrix. Ia mă, văd că e un cuțit de la străvechi, alt artefact pe aici. Mă, parcă aș fi la sezonul 4 din Prison Break când... Download complete, bun. Alertă de hack. Really, nigga, boom! Ce-o dat asta cu botul de... Ce era chestia aia? Și acum ne scufundăm, nu? Da, cam ăsta am fost. Și e nasol că n-am nici seringi pentru din alea să pot respira mai mult sub apă. Hai, noată. E bine că măcar am viteză mai mare. Bă, și acum pe unde dracului trebuie să mă duc, că nu știu. Pe aici, gata, hai, ia-ți aer, bun. Asta nu vine apa sau ce? Probabil. Apă, frumos, hai, deschide. Hai, Jason. Hai, mă, că ai forță, du-te, dracu. Notă. No. Că. Asta vrea să mă sufă. Oh, ce pumn în gură i-a dat. Îi dai și câteva șuturi în gură. Gata, hai că l-am potolit. Asta mai era ceva pe aici. E, hai da, interact. A, să-mi dau aer, bun, hai că bine. Hai da, ieși. Poate vin acum arechinii și mă mănâncă, că atâta mai lipsește. Ce drept mă, că n-am scufundat vaporul ăsta. Era și o misiune în Far Cry 1 să scufund vapor. Mi se pare că la misiunea 14 sau nivelul 14 cum e acolo. Ce ziceam, rechini? Păi se putea fără. Frumos că primul cuvânt care apare acolo la loading screen este fuck. Ok, hai da. Văd că m-a găsit tipul ăsta. Da, de la asta am luat misiunea din euri, frumos. Hai, ridică-te, nenicule.
Ce drept are tatuajul mișto pe piept? Ăla cu cerbul. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable after I saw him. Why are you telling me this? Entertainment. Sper că nu s-a auzit telefonul, că am primit follow pe Instagram. Mai și postez des pe el. O poză la 3 luni. Încă nici măcar nu mai apare moaca, dar mă rog. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, Sam. Keith needs me. Alright? Misiune făcută. Ia mă, ne-a mai dat skill point acum? Ia mă, la crafting ce ne-a dat? Ce asta se face cu... Kit full. Deci încă 4 îmi dă și... Mai dă 4... Ma, și acum trebuie să-mi iau și green leaf-uri. Green... Blue leaf-uri, așa. Ia mai ceva de lutat. Ce, sunt pe lângă cumva o baza lor sau... Ah, mișto. Hai că eliberăm și un outpost. 2000 XP. Ia asta să băgăm și la skill-uri ceva. Era ceva ce vreau să-mi iau, dar nu mai știu unde era. Asta nu pot. Asta mi-era super bună. Să dau takedown la de-aia, la tankuri. Tanci, cum li s-o zice. Lut așa. Să fiu mai bun când trag cu arcul, nu-mi trebuie. Să alerg în junglă, ce asta? Să încar mai repede. Nici nu știu în ce să dau punctul, sincer. Efect mai lung așa. Hai să dăm pe ăsta atunci. Și ăsta ce ne dă? Să putem trage mai bine cu arma. Hai că e bine. Ce, mi-a mai dat acum unul? Nu. Hai să văd cum să mă bag pe aici. Z. Câte alarme au ăștia că nici nu văd. Sper să fie doar aia de acolo care se vedea. Sunt două alarme, nu-i bine. Se marchez pe toți. Văd că au și un... De fapt, s-aude că au un urs prins în cușcă acolo. Take down. Bun. N-au văzut ăștia ce a lovit. Acum, hai să-i bombardăm grenezi. Măcar nu mai au la alarme acum. Boom. Încă un boom. Hai cu boom-uri. Încă unul. Poc. Nu-i bine că e ursac ăsta pe acolo. Ia și un molotov aici. Asta e că vine după mine. Hai moș Martine, vino cu acest să-ți dau un shotgun în căpău. Oho, ce-o bubuit ăla. Și tot n-a murit. Frumos, hai, încarcă. Hai că am luat și foc. Dar cum ne-ai baie ce iarbă verde și tot ia foc? Mișto ăla stipinul pe acolo, parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Mă
motherfucker! We will not accept. Ăștia a fost. Bun, mi-au dat și grenada înapoi. Să-i mai lutez pe ăștia pe care i-am omorât. De cutia aia? Ah, uite aici. Ok, unde e misiunea asta? Aici, deci. Asta nu mașinii să mergem la checkpoint. Asta nu merge, asta e rablă. Bă, da, ai mai în față o mașină. Am unde? A, în vârf pe deal. Ok, hai da, bagă viteză. E bine că măcar așa ușor, ușor eliberez toată mapa. Deja am 10 din 18 tower-uri. Dar tot mai trebuie să iau din ele. Am văzut că sunt multe checkpoint-uri pe acolo, cam jos de tot. Mai am până trebuie să ajung acolo. Nici misiuni nu mi-au dat măcar. Partea bună e că măcar am făcut mare parte din crafterile alea acolo. Să car mai multă muniție, mai mulți bani. Pe multe le-am făcut deja la maxim. Cum n-am să mă bag pe aici, că nici nu știu. Poate că nu trebuia să mă bag cu mașina fix aici. Dă-te mă jos. Hai, nu face boom. A făcut. Bun, deci acum... Să nu că o să-mi dea o misiune în partea asta. Ia, hai să ne cine dă boșorul ăsta. De fapt nu chiar boșorul. Jason. Don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game you are. I'm just a spectator here. But I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The bloody chap. Like they form a special unit of, you know, to try and find, like, lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building the bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me, what are they looking for, fuck? No. I should cane you for that. I really should. But you know what, I won't. I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow fucking Yang. This flagship that used to belong to, this... famous Chinese general called Zheng Yi. A bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lesson's over. Okay, let's go. I'm gonna kill that motherfucker. Hai, deschide. Mai fac misiunea asta și încheie episodul, că deja cred că filmez de vreo 15 minute, poate chiar mai mult. Măcar acum randez videoclipuri mai repede. Nimă șobolani. E plin de șobolani pe aici, văd. Hai să țin pregătite totuși shotgun-ul și rifle-ul. Și acum neva trebuie să merg pe aici. A, sau poate că nu pe aici? Da, mă, și acum... Aha, trebuie să mă... Cațăr pe aici. Hai, urcă!
A, uite acolo un șarpe. A fost un șarpe acolo. A, dă bani încoace. Deja avem 2000 de dolari, 2100 chiar. La cât am făcut eu în outposturi și astea, cam era ca o să încep să fac bani mulți. Mai e un șerpe acolo. Ai murit bun. Ai, măcar sunt bani pe aici de adunat. Să fiu atent la frunzele astea, că pe aici se bagă șerpii. Deci un molotov văd că e pe acolo. Să înțeleg că o trebuie să not acum sau... Nici nu știu în ce parte trebuie să merg. A, ok, dăm coace cutia. Deci în partea asta atunci. Hai, du-te. Stai, pune-te pe C. Hai, da, noată. Du-te, du-te, du-te. Ho, ce e aici? Dracu, ești de aici. Poți dau takedown așa? Nu pot. Takedown! Stă la acolo. Scrie Dumnezeu, ce naiba? Bine că n-am fost depistat încă. Orice ar fi, sper să n-aibă alarme ăștia. Dacă au alarme, m-am cam dus dracu. Am o fi ceva de lutat pe aici? Ia să merg până sus acolo totuși. Poate, poate, niște bani ceva. Ah, niște sticle, frumos. Uite aici o cutie. Și mulțumesc se merge, deși eu n-am se merge acum. Okay, let's go. Și acum pe aici, să înțeleg. Ce mă vede oaia acolo? Take down. Am crezut că a murit. Știu că acum dacă îi dau unul takedown îmi dă și loot-ul. Dar eu nu prea dau takedown-uri nici așa. Mă îngrinesc, hai că mai am. Păi la mitralieră? Nu mai e la mitralieră. O să montez explozivul sau... Ia să mă duc pe firul ăsta să văd cam pe unde e. Deci duce pe aici, aha. Poc. BOOM! Poate se prăbusește acum tavanul peșterii. Cad vreo 2-3 bolovani în cap și mor. Sau niște mai mulți, dar nu le... Ah, de afară s-aud. Opa. De acolo, anaconda. Da, trebuie să mă bag în apă. Ce dracu? Crocodil, mă! La asta nu m-am așteptat. Așa, omoară-l, omoară-l, omoară-l. Mă,
Nici mă atac. Nici nu l-am văzut. Hai să luăm de aici pe alea. A, dar asta stai greu. Păi n-are solzii ăștia și... Deci nici măcar nu zice piele crocodil, ce doar leather. Și unde trebuie să... Pe aici am venit. Hai pe aici. Hai da Jason în oată. Frumos, hai că am ajuns repede. Și ierbi nu par a fi. Ok. Și zici că sunt niște dinți ăștia. Ia mă, ne mai atac crocodilii acum? Nu cred. O, cred că a fost doar ăla. Hai, jump. Sunt niște maimuțe, mișto. Auci. N-a fost prea plăcut. Bun, și acum? Aha. Cred că trebuie să adun mai mult apă pe aici sau cine știe. Ok, hai și cu ușa asta. That pole looks rotten. Ok, deci am mărit acum nivelul apei și cred că ajung la lianele sau... Așa că trebuie să trag și aici în ceva, nu? Da. Și acum să mă bag pe sub. Bă, și acum ce dracu? Ok, pot să merg deja în direcția asta, că vine apa. Hai, climb. Ia-mă și acum. A, pare a fi o bucată din ce am mai găsit acolo și frumos, se prăbușește o bucată din peșteră. Dacă nu chiar toată. Cred că toată. Ia mă, cumva sunt amici pe aici? Nu, nu pare a fi nimic. Ok, nice and slow. Ma... Eu nu m-aș băga într-un loc ca ăsta nici să mă împuști. În sfârșit lumină. Gata măi, s-a prăjit creierul. Vezi totul alb acum. How do you keep finding me? I know. Well, you're leaving a trail of human breadcrumbs, mate. Helen fucking Keller could keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on, give us a hand. I don't have your knife, all right? No. Jace, that's not all right. It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. I just got to play a game of pin the tail of the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Oh, I don't know. Go on, stick it in then.
Nii, mă, faci lumină. Deci, nemulțumit că nu i-am găsit cuțitul. N-ai cu ce să stai, venele sau ce? Așa e că a dispărut ăsta de aici, nu? Ce ziceam? A dispărut ca prin magie. Mă dau pe mapă pe aici, pe unde sunt totuși? Oricum sunt într-o zonă sigură, încât se pare. Mă rog, hai că încheie aici acest episod. Cred că filmez de vreo jumătate de oră, dacă nu chiar mai mult. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta în care am eliberat un outpost și am făcut două misiuni. Ce să mai spun? Vechea poveste, dați câte un cap în gură, butonul sub videoclip, hai să văd și pe ce să dau punctul ăsta. Aici îl dau de încolo. Și acum ar fi culmea să meargă să îl dau acolo la takedown. Ziceam că merg să dau takedown acum la tank. Nu. Mă rog, deci cam atât pentru acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură, butonilor de sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les.